dimineața începem evenimentele Humanitas de la Bookfest cu cea mai potrivită carte, aș spune. Iubește și fii iubită, totul despre relația de cuplu a Domnicăi Petrovai. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Domnica Petrovai, psiholog, psihoterapeut, Alex Zamfir, cel mai bun tată din lume, cum am făcut eu, este deținătorul blogului celmaibuntata.ro, realizator al unei emisiuni despre tați și cu tați de la ITBT, și Tatiana Niculescu, care îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră, o bună prietenă autoare, și îi mulțumesc că a acceptat pentru că ea ne va povesti cine este Domnica Petrovai și de ce a scris această carte. Eu vă mai rețin doar cu două lucruri. Venind spre târg în dimineața aceasta, mă gândeam care este fraza care cuprinde totul despre această carte. Și mi-am adus aminte că l-am urmărit zilele trecute pe Thomas Sedlacek, care a spus cheia unei relații potrivite este găsirea unei distanțe optime, unei relații reușite este să găsești distanța optimă. Scuze, am emoții, asta este adevărul. Și am emoții pentru că nu este ușor să găsești acea distanță optimă, distanța potrivită dintre oameni. Și nu vorbesc aici doar despre relația de cuplu, veți vedea, cartea, într-adevăr, se concentrează pe relația de cuplu, dar vorbește și despre cum, cât și când este bine să dăm celuilalt, cum, cât și când este bine să primim, și mai ales să încerc scuze cât, cum și când, cum este firesc să cer, este important să ne cunoaștem granițele, să ne le recunoaștem în așa fel încât să le putem descoperi și accepta pe celorlalți. Această carte este vorba despre, libertate în cuplu, despre curaj și asumare. Vă mulțumesc, am să-i dau microfonul Tatianei Niculescu.